Primăria Municipului Călăraș continuă acțiunile de identificare și ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public. Astfel, de la debutul campaniei în data de 29 iunie 2021 și până în prezent, au fost emise 86 de somații, situația prezentându-se astfel. 18 mașini au fost ridicate deja de către primărie, 51 de mașini ridicate de către proprietari și 17 mașini se află încă în termenul legal de 10 zile de la emiterea somației, timp în care pot fi ridicate de către proprietari. Conform legislației în vigoare privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public, după 10 zile de la aplicarea somației pe autovehicul, primarul poate dispune ridicarea, inventarierea și depozitarea autovehiculului într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale. Dacă în termen de 10 zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicată. Liber de orice sarcin, prin dispoziția primarului și urmează să fie valorificat prin vânzare în condițiile legii, s-au predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor în funcție de starea vehiculului. Recuperarea vehiculilor ridicate se poate face după plata unei taxe de ridicare, transport și depozitare. Taxa de ridicare pentru vehiculele cu masă totală de până la 5 tone este de 200 de lei, iar pentru cele cu masă totală maximă autorizată de peste 5 tone, fiind 250 de lei. Taxa de transport în ambele situații menționate mai sus este de 100 de lei, iar taxa de depozitare este de 15 lei pe zi în ambele situații precizate anterior precizând că pentru a fi declarate abandonate sau fără stăpân, autovehiculele trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de legea numărul 421 pe 2002 privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stăpân, respectiv să fi stat cel puțin șase luni nemișcate pe domeniul public, să le lipsească elementele de caroserie, lipsă sistem de iluminare, semnalizare, sistem de rulare deteriorat, geamuri sparte și alte indicii care să confirme neutilizarea îndelungată a vehiculului.